Ia zi, îți place aroma de tutun? Aroma care provine din țigară normală sau din țigară electronică, de ce nu? Sau dacă pur și simplu îți place cum miroase frunza de tutun? Pentru că astăzi vreau să-ți prezint un parfum care exact asta are. O notă dominantă de tutun, foarte fain făcută. Și dacă ești interesat să îți adaugi așa ceva în colecție, rămâi cu mine până la finalul videoclipului să vezi ce parfum vreau să-ți prezint. În cele ce urmează vreau să-ți arăt un parfum care exact asta are în compoziția lui, ca și notă dominantă, nota de tutun. Este vorba despre un parfum de la Paris Corner, Emir, Wild and Tobacco, așa se numește, Emir fiind gama, Wild and Tobacco fiind numele parfumului. El a fost lansat în 2021, pe undeva prin octombrie-noiembrie, abia prin decembrie a ajuns în țara noastră, dar un parfum extraordinar. Foarte fain făcut, cu o sticlă care arată așa. Îmi place foarte mult sticla asta, o prezentare extraordinară. Genul de parfum de care te îndrăgostești încă din prima clipă, dacă te hotărăști să-l folosești, sau poți să-l urăști deopotrivă. Nu e un parfum, de la început vreau să vă spun că nu e un parfum pentru toată lumea, un parfum mass appealing, cu care să primești complimente sau așa. E genul de parfum care mai degrabă îl porți pentru tine și se poate face remarcat și plăcut de anumiți oameni din jurul tău. Nu toți, evident, pentru că e un parfum foarte aspru. Are un tutun foarte aspru, foarte abraziv, dar care cumva, pe parcursul purtării, se mai liniștește și se mai domolește. Și o să vă spun imediat despre ce note mai este vorba în acest parfum. Un gurmand aromatic lemnos, de zile mari, aș spune eu. Și da, în caz că nu v-ați dat seama, parfumul ăsta este o struțocămilă, un parfum care are o sticlă de bûcheron, cu un degradé de la negru la roșu, a la Fahrenheit, iar aroma lui, mirosul lui, vrea să fie o interpretare a celebrului Mansart Tobacco, dar nu o clonă. Aici nu vorbim de o clonă Jet by Jet, ci un parfum care ia cumva din ADN-ul lui Mansart Tobacco, dar duce cumva în emisfera orientală, în emisfera arabiască, în sensul în care el nu este un parfum care să fie exact așa de la început până la sfârșit, care să-ți amintească de Mansart Tobacco. O să-ți amintească, o să aduci bineînțeles aminte de el, dar pe parcursul purtării vei avea pur și simplu o plăcere de a simți o notă de tămâie care vine așa frumos din fundal și care afumă cumva toată compoziția asta. Pentru că da, vorbim de o notă de tămâie foarte faină, are și ud, blistează și ud. Îmi place foarte mult că cele două note sunt afumate rău de tot, iar împreună cu tabacul, care oricum este unul cât se poate de aspru și de abraziv cu simțurile, îi formează un parfum de vis, sincer. Deci mirosul este extraordinar. Îmi place foarte mult de la miros până la prezentare, de la ambalaj, de la sticlă până la tot ce înseamnă mirosul în sine, totul este extraordinar. O sticlă extrem de grea, un capac extrem de greu, un atomizor extrem de bun, iar mirosul este ce trebuie. Deci dacă ești pasionat de pipă, dacă ești pasionat de țigări, dacă ești pasionat de chiar și de țigări electronice, pentru că în zilele noastre există lichide de vapat cu aromă de tutun. Tutun și altele. Tutun în combinație cu caramel, tutun în combinație cu vanilie, pentru că da, în parfumul ăsta se vorbește și de un caramel afumat și de o vanilie foarte gurmandă și foarte rotundă. Îmi place foarte mult chestia asta. Mai ai niște mici citrice la început, o mică bergamotă, cum s-ar zice vorba aia, care doar așa, preț de câteva secunde, după care ea dispare și lasă tutunul să-și facă bine treaba, pentru că el face lege aici. Un tutun care cumva se mai îmblânzește și se mai rotunjește datorită notei de vanilie în combinație cu caramelul, dar nu foarte mult. El rămâne și îl vei simți pe
tot parcursul purtării. Pentru că, da, tutunul este 50%, 60% din parfum. Mai avem aici și o scorțișoară, care totuși te face să te gândești la un moment dat la un parfum care te duce în sărbătorile de iarnă. Mare și cuișoare, îmi place foarte mult și direcția asta. E ceva senzațional. Mai simțim și un cardamom. E foarte greu de descris parfumul ăsta pentru că are niște tranziții. Nu rămâne liniar, constant, de la început până la sfârșit. Ba simți tutunul, ba simți caramelul, ba simți vanilia, ba simți notele afumate din fundal. Notele astea pe care vi le-am enumerat, efectiv se simt. Și efectiv formează așa o sferă foarte faină, cu miros și dur, în opoziție cumva, dar în același timp și cozy, și rotund, și tot ce trebuie. Deci mirosul este unul super fain. La un moment dat ai fi tentat să crezi că cumva din senin apare din spate o notă nedetectabilă care face parfumul ăsta să aibă așa o aromă de prăjitură care e gata să se altereze. Nu știu dacă s-au folosit aici note animalice sau ceva, dar așa din senin apar notele alea care cumva îți dau senzația de ceva cleios. E ciudat, în prima fază când auzi afirmațiile astea, s-ar putea să-ți pară ciudat și să zici, oh, wow, nu, nu vreau așa ceva, nici nu vreau să mă gândesc că aș putea să miros a o prăjitură care începe să se altereze. E fain. Și chestia aia animalică, cred că vine dintr-o piele animalică sau ceva de genul ăsta, o să-ți placă foarte mult. Pentru că în combinație cu tutunul ăsta care asprește toată compoziția și care o ascute, împreună cu scorțișoara, cuișoarele și așa mai departe, fac un parfum de vis. Sincer, miros foarte fain. Performanța acestui parfum nu chiar mă dă pe spate, mi-aș fi dorit mult mai mult, că e foarte mișto mirosul. Între 6 și 7 ore de longevitate, cu overspray obțin cam până în 8 ore, asta este, mi-aș fi dorit 12-13 ore, dar na, ce să faci? Nu toate parfumurile pot să performeze la nivel de beast mode în lumea asta. Pe pielea mea, că am dat parfumul ăsta unui prieten să-l testeze și pe el performează mai bine, proiectează mai bine, are și siaj mult mai bun, dar pe mine ceva nu pușcă. Are longevitate, după cum v-am spus, de minim 6 ore, maxim 8 ore, dar asta cu indulgență, numai dacă fac overspray, dacă aplic mai mult. Ce pot să vă spun, că toată proiecția asta este una medie. Cam o oră, oră și un pic, spre, cu indulgență, 2 ore de proiecție medie. Sincer, mi-aș fi dorit mai mult și la capitolul ăsta. La capitolul siaj se simte că ai trecut așa razant pe lângă cineva, puțin de tot, chiar mi-aș fi dorit mai mult. Ca și evenimente, poți să porți parfumul ăsta când vrei, dacă ție îți place, poți să-l porți absolut oricând, poate să fie un parfum versatil, la modul că îl poți purta la locul de muncă, de ce nu, dacă aplici 2-3 pufuri, că nu e un parfum împuțit sau un parfum jalnic sau un parfum care pur și simplu să fie respingător, dar poți să-l porți și la o întâlnire romantică, pentru că e foarte cozy, este foarte așa gurmand, atractiv, ceea ce e fain, îți dă așa o stare bună, îți dă o încredere în sine, ceea ce e tare. Și bineînțeles, îl poți purta și în sfera de vârf, dacă ești un CEO, dacă deții o corporație, dacă afară din corporația respectivă, în parcare, ai parcat un Lamborghini sau un Ferrari sau, de ce nu, un Mercedes-Benz ultimul tip, poți să porți parfumul ăsta și chiar vei atrage atenția, pentru că se mulează pe tine și elegant. Și dacă tu ești un om elegant, dacă tu te comporți elegant și ești îmbrăcat așa cât de cât mai elegant, parfumul ăsta te completează. Bineînțeles, merge și în clubbing categoric, merge și la distracție, numai atenție mare cu clubbing, o atenție cât pulverizezi, că s-ar putea să fie cam mult pentru club. Dacă pulverizezi mai mult de 3-4 jeturi, deja e năucitor, cred. În club încă nu l-am testat, dar după miros, eu cred că ar merge și acolo. Și până la urmă merge ce-ți place. Ca și anotimpuri, în afară de vară toridă, în afară de temperaturile alea mari de 40 de grade, de, nu știu, 50, 60, 80, 100 de grade, parfumul ăsta poți să-l porți cu un pic de curaj, un pic de tupeu, în serile de vară. Merge fantastic. Dar iarna,
merge foarte bine, îmi place foarte mult cum se simte atunci când aerul e rece, îmi place și toamna. Parfumul ăsta îl puteți găsi la dubaicollection.ro, eu de acolo îl am. Și dacă credeți că vă place parfumul ăsta și vreți să-l aveți în colecție, puteți să beneficiați și, de o reducere la el. Eu vă las un link în descriere și dacă vreți să-l comandați, accesând linkul meu din descriere, la secțiunea cod cupon, dacă introduceți codul pe care vi-l afișez eu acum pe ecran, numit SA05, veți obține o reducere de 5% pentru acest parfum. Cam asta este. Este un program de afiliere, mă ajută și pe mine și asta vă spun din transparență și sinceritate, pentru că nu vreau să existe dubii și discuții că, băi, că ce vă recomand eu și ce vă bag pe gât, nu. Eu nu vă bag absolut nimica pe gât, eu vreau doar să vă recomand ceea ce port eu și ceea ce îmi place mie. Deci, în afară de performanță, care putea fi mai bună, poate datorită pH-ului pielii mele sau poate mai sunt alte cauze, parfumul ăsta este unul foarte bun, foarte fain, foarte bun. Cam asta este impresia mea despre acest parfum. Chiar îți recomand să-l testezi și dacă cumva l-ai testat, aștept să-mi zici în comentarii cam ce părere ai despre el. Îți mulțumesc pentru că te-ai uitat și la acest videoclip și până data viitoare îți urez toate cele bune!